Credincioșii catolici din România pot participa la slujba de înviere. Circulația este permisă pentru aceștia între orele 20 și 2 noaptea. Colega mea, Ana Maria Maxim, se află la Catedrala Sfântul Iosif din Capitală. Ana, când începe slujba? Bună seara, Marius, bun găsit tuturor! Sfânta Liturghie a Învierii începe la ora 23 și se termină la ora 1. Aici, de la Catedrala Sfântul Iosif, slujba va fi transmisă și online, însă credincioșii pot participa și fizic dacă respectă măsurile sanitare valabile pentru credincioșii din toată țara care vor să meargă la slujbă în localitatea lor. Astfel, oamenii trebuie neapărat să poarte masca de protecție corect. De asemenea, la intrarea în biserică trebuie făcut un triaj, iar cei care tușesc, strănută sau o febră, teoretic nu ar trebui lăsați să intre. De asemenea, bisericile ar trebui să asigure cel puțin 4 metri pătrați pentru fiecare persoană și o distanță de 2 metri între credincioși. Autoritățile fac apel la responsabilitate în această noapte sfântă și președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj credincioșilor catolici. Iată. Le transmit sărbători binecuvântate, bună înțelegere și prosperitate. În aceste momente avem nevoie, mai mult ca oricând, de credință și speranța pe care lumina învierii ni le insuflă. Sunt convins că sacrificiile pe care le facem acum vor fi în curând răsplătite și ne vom putea reîntâlni în siguranță cu toți cei apropiați. Hristos a înviat!